Ți se rupe sufletul și alta nu când vezi copilași de numai câteva luni cu probleme cardiace. Cu toții încercăm să ajutăm cât putem. Acest lucru se dorește și prin campania Salvați inima unui copil. Cu numai 2 euro puteți contribui la salvarea vieților acestor micuți. Când vine vorba de copii, cred că n-ar trebui să stăm pe gânduri. Nu poți să te numești om și să nu fii mișcat, să nu fii emoționat. 5.000 de copii cu boli de inimă mor în fiecare an în România pentru că nu sunt diagnosticați corect și tratați la timp. Alți peste 20.000 au nevoie urgent de o operație pe cord. Cifrele sunt dureroase și ascund drame greu de redat în cuvinte. Încercăm și prin evenimentul din această seară și prin întreaga campanie pe care o desfășurăm de câțiva ani de zile să ajutăm acești copii. Campania Salvați inima unui copil are ca obiectiv pregătirea de specialiști români, 5 medici și 4 asistente, care vor fi trimiși la specializare la clinica Wolfson din Israel. Chiar l-am cunoscut pe un domn doctor din Israel. Omul a operat doar anul trecut 50 de copii din România pe cord gratuit în Israel. We are proud to save their life. Rotary a acoperit toate cheltuielile de transport ale copiilor și au fost trimiși peste 30 de copii români. Fundația Rotary urmărește pregătirea de specialiști pentru Centrul de Excelență în tratarea copiilor cu probleme cardiace, care va fi inaugurat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Vorbim de un proiect extrem de mare, care de aproximativ 5 ani e într-o construcție permanentă și în această vară va fi finalizat. Oameni cu dare de mână și suflet mare au răspuns imediat la strângerea de fonduri organizată la un bal caritabil desfășurat în acest weekend. În seara aceasta, numai din sponsorizări, sunt aproape 70.000 de euro. Și dumneavoastră puteți ajuta trimițând un SMS la numărul 8837. Salvați inima unui copil costă doar 2 euro. Întotdeauna mă emoționează orice e legat de suferința unui copil. Important este să nu uitați că printr-un gest, un simplu SMS, salvați inima unui copil.